Nașterea din nou nu este un act al voinței mele, este o lucrare supranaturală pe care o face Dumnezeu. Și dacă n-ai parte de ea, atunci te duci în virtutea inerției, nu a transformării. Și ești în incapacitatea de a ține pasul cu poporul Domnului. Ai tot felul de infirmități spirituale și nu te poți închina. Pentru că lucrarea aceasta e o lucrare supranaturală, care transformă lupii în miei. Saul din Tars, căutând miei lui Dumnezeu, s-a întâlnit cu mielul lui Dumnezeu și când la viața lui Saul din Tars mântuirea a fost aplicată, lupul a devenit miel. De aceea mi-e foarte greu să accept în adunări oameni, în viața să accept, în sensul că să fiu de acord cu pretenția că s-or schimba cândva, oameni în viața cărora lucrarea de mântuire nu este aplicată. Nu detectez alte transformări decât faptul că și-au mutat membralitatea dintr-un loc într-un alt loc.